Situația financiară precară prin care trece sportul buzoian și slaba finanțare a echipei locale de volei, în ciuda rezultatelor obținute în ultimii ani, le-ar putea trece pe tușă pe Marian Boldișteanu, antrenorul formației Dacia Buzău. Nu v-am spus că eu n-am luat o decizie de retragere deocamdată, deși asta va fi în momentul, eu încă o mai amân. Vă spun, mă sună și băieții mai tot timpul, bă, n-am plecat niciunul. La Râmnicu Sărat s-a înființat echipa acum, CSM Râmnicu Sărat, ca un major acolo. Deci pot pleca cu ei și nici în situația asta nu m-a sunat nimeni. Oricum nu vreau să desființez clubul. Că este un păcat, că pormă de reafiliere înseamnă dar situația în care tu te trezești, hai să zicem, la 1 septembrie, sau că nu poți să continui, trebuie să faci retragerea asta. N-ai ce să faci.